Din episoadele anterioare, Damian a fost pe punctul de a declanșa o explozie în care și-ar fi pierdut viața atât Marișii cât și propriei fiică. Capone a apărut la timp pentru a opri o tragedie. Tată, lasă declanșatorul la jos acum. Am auzit ce vrei să faci. Tipul explozibilului și modul de operare i-au amintit comisarului Coman de o situație similară din urmă cu 4 ani, în care iubita lui și-a pierdut viața. Povestea asta mi-amintește de Matilda. Matilda? Ți-am povestit despre ea. A fost iubita mea în tinerețe. Deși n-a muncit niciodată de când se știe, Daniel a cerut să fie scos la lucru. Băgămești! Gardienii au ignorat faptul că au de-a face cu un criminal deosebit de periculos. Urmarea, tânărul mafiot este din nou în libertate. Mădălin a decis să o salveze pe Iulia cu orice preț. Surpriza a venit însă în momentul în care și-a dat seama că a răpit-o pe soția lui Damian, căreia nu-i cunoaște chipul. Oare va vedea că aceasta nu e nimeni alta decât cea pe care o iubește? Iulia, îmi pare rău, dar asta e singura variantă. Ca să te scot din casă. Dacă vrei să afli, rămâi alături de noi. În câteva momente începe un nou episod plin de pasiune și suspans din Iubiri Secrete. În loc să o iau pe Iulia, am luat-o pe soția lui Damian. Ianii e dispărut. În schimb, un dușman periculos e pe cale să reapară în viața lor. Daniel a evadat. Cum adică a evadat? Da, Sorin a evadat și mi-e foarte frică. Luca, nu trebuie să-ți fie frică. Stai liniștită, da? O să fiu lângă tine și nu o să-ți întâmple nimic rău, da? Băi nene, ascultați-mă. Ăla n-are de unde să știe că voi stați aici. Ba da, au cum să afle. Oamenii ăștia află totuși foarte repede. Te rog eu. Trebuie să plecăm de aici, Sorin. Te rog eu. Să plecăm. Ascultă-mă un pic, ascultă-mă. O să stăm aici. În plus o să lămuresc ce e cu tata. Nu știu nimic de el. Nu o să ne găsească nimeni. Stai liniștită. Mamă, Sorin, tare mie că ăsta a pățit ceva și l-au luat ăștia. Mai mult ca sigur așa s-a întâmplat. Și dacă vor rămâne, o să ne prindă și pe noi. Ara, Luca. Crede-mă, uite-te în ochii mei. Crede-mă că nu o să ni se întâmple nimic, da? Atâta timp cât eu o să fiu cu tine în casa asta, nu o să ni se întâmple nimic, nu o să ne găsească. O să lămurim noi totul, da? Nici nu răspunde. Bă, nu știu nimic, bă, nene, nu mai pot da nervi, eu nebunesc. Uite, nu răspund. Soția lui Damian a fugit. Mădălin a lăsat-o pe tânăra răpită, nesupravegheată câteva momente. La întoarcere a avut parte de o mare surpriză. Săraca fuge. E speriat. Aș putea să opri, numai că eu nu sunt nenorocit ca ăștia. Cu toate că îmi doream să văd cum arată nevasta lui Damian. Capone? Eu nu răpesc, mă, și nu se chestrez femei cum faceți voi nenorociților. Mă, nenorocitule, știu că tu ai răpit-o. Nevasta lui Tactu e liberă, mă. Așa sunt eu mai milos, m-ați prins într-o zi bună. Dar cu voi nu o să fiu niciodată la fel. O să vă prind pe fiecare în parte și vă rup capul, mă. Doamne, oare cine m-a fi răpit? Ce-o fi având cu mine? Spune-mi ce s-a întâmplat. Spune că i-a dat drumul. Dar nu știu ce să cred. Ticălosul ăla o să piară de mâna mea. Alo, Damian. Alo, Roxana.
Damian, cred că am fost răpită, dar am reușit să scap, cred. Iubito, iubito, spune-mi unde ești, unde ești? Sunt în mijlocul unei păduri, dar îmi pare rău, nu știu încotro să o apuc. Capul ne spune că e în mijlocul unei păduri și că nu știu, nu știu pe unde să o ia. Cum dăm de ea? Cu GPS-ul. Ia, dau-o. Roxana, bun, fii atentă, ascunde-te undeva repede și răspunde când o să te sun eu, da? Bun. Te duci după ea? Da, stai liniște că o să o localizezi, nu-i problemă. Bine, du-te și ai grijă, te rog. Ok. Ai grijă. Ok. De când a aflat că puteau pieri cu toții, Valeria nu mai are niciun moment de liniște. Trăiește cu impresia că asupra lor planează un pericol permanent. Ce s-a întâmplat, Valeria? Madalina a plecat nervos și nu-mi răspunde la telefon, tare mi-e frică că a pățit ceva. Păi și unde s-a dus? Cred că s-a dus să o salveze pe Iulia. A, să stai liniștită, că știe să se ferească de... Ce să stau liniștită? Dacă cade în mâinile lui Damian, cum să fiu liniștită? Nu o să... Valeria, calmează-te, te rog. Cum să mă calmez? Spune și nu o să se întâmple nimic rău. Uite, tu vezi că nu dă niciun semn de viață. Madalin, da. Alo. Sorina, mamă. Ce faci, mamă? Scuză-mă că nu ți-am răspuns, am avut ceva treburi. Ești bine? Da, sunt bine. Of, Doamne. Bine, am înțeles. Te rog eu frumos să vii repede acasă. O să ajung. Te pupam. Ai văzut? Am avut dreptate? Bine. Doamne. Victor, eu nu mai suport să trăiesc în teroarea asta. Vreau să se termine războiul ăsta cu Damian. Îți promit eu că în curând o să se schimbe tot. Cum, Victor? Cum? Avem și noi aturile noastre, Valeria. Crede-mă. Ce aturi? Noi nici măcar nu-l cunoaștem, nici măcar nu știm cum arată. Parcă spui că e o stafie. E adevărat că nu l-am mai văzut în ultimii 30 de ani. Dar știu niște secrete despre el, pe care el nu le știe. Ce secrete, Victor? Multe, Valeria, multe. Și le voi folosi împotriva lui. Știu, de exemplu, că are un frate de care el nu știe. Un frate pe care tu îl cunoști. Victor, nu mă interesează frații lui Damian. Atât vreau să se termine odată războiul dintre noi. Nu mai pot, nu mai suport, ți-am spus. Nu mai pot să trăiesc în teroarea asta. Nu să se termine, Valeria, îți promite că o să se termine. O să termine și tot o să fie bine. Nu pot să cred așa ceva. Capone e convins că Madalin a răpit-o pe soția șefului cu bună știință. Acum va face tot posibilul ca Roxana să fie la adăpost de orice pericol. Roxana, ești bine? Da, Capone, sunt bine, mulțumesc. Hai că te-am localizat. În curând o să ajung la tine, da? Îți mulțumesc din nou foarte mult, Capone. Te sun imediat. Nici n-ai idee cât țin eu la tine, Roxana. Alo. Salut, frățioare. Ce faci, Dani? Ce-ți va, frate? Uite, m-am pictisit rău în închisoare și m-am gândit să evadez. Bă, tu glumești, nu? Nu glumesc, frate, nu mi-arde de glume. Vezi că i-am pe ăștia pe urmele mele pe gaburi și vreau să mă iei repede de aici. Băi, Dani, n-am timp acum, trebuie să mă duc să o găsesc pe Roxana urgent, să arătă, ci printr-o pădure. Ia uzi, pădure, ce pădure? Pădurea Băneasa, mă. Păi aici sunt și eu. Fie cum facem, o să ies la șosea, vii, mă iei și merg cu tine. Hai, bine. Hai, te pup, pa. Dacă tu sunt aici, te dau și eu frumos un telefon scump pe mele soții, te dau vestea cea mare. Alo? Bună, scumpa mea soție. Te bucur să mă auzi? Vreau să te anunț că în scurt timp o să mă și vezi. Întors fără veste, Mircea și-a surprins soția în brațele dușmanului său. Ce faci, Valeria? E un spital? Tu în brațe cu individul? Mircea, dar tu nu trebuia să vii mâine? Ba da, draga mea, am vrut să-ți fac și ție o bucurie. Și ce-am găsit? Mircea, te rog eu frumos, nu mai exagera. Am avut niște probleme cu Madalin și Victor mă consola, doar suntem părinții lui. Așa este, Mircea, era o îmbrățișare de încurajare, atâta tot. Tu să taci din gură, mă! De când ai venit în casa asta, numai probleme ne-ai creat. Mircea, Victor, te rog eu frumos, lasă-mă să vorbesc între patru cu Mircea.
Mircea, nu mai suport, te rog eu frumos, nu mai face scandal. Potolește-te! Draga mea, nu mai suporți sau nu mă mai suporți? Vrei să mă schimb? Vrei să mă înlocuiești cu individul ăsta? Mircea, cum să te înlocuiesc? Eu sunt soția ta și asta nu poate schimba nimeni. Dar te rog eu frumos, schimbă-ți comportamentul. Cum pot mă să-mi schimb comportamentul? Că eu vin de la spital și te găsesc cu ăsta în brațe. Cum aș putea? Valeria! Individul ăsta și cu Ioana o să ne distrugă familia. Te rog eu frumos, nu mai băga pe Ioana în discuție. Ți-am spus să nu te mai iei de fiica mea. Valeria, Ioana a vrut să mă omoare de două ori până acum. Mircea, ești beat? Iar ai băut? Nu, Valeria, n-am băut nimic. Știu că ți este foarte greu să înțelegi asta. Valeria, spun adevărul. Gata, te rog eu frumos, nu mai vreau să aud nimic. M-am săturat de discuțiile tale, gata. Uite, m-a plecat. Păi... mă bat ca, mă, ca Don Quixote, mă, cu morile de vânt, mă, nimeni nu mă crede, mă, eu stau prin spital și ei... Un spectacol fenomenal de prost, faci, mă? Mircea. Ei cumva pereții în spate, ce faci? Mirciulică, râdeam doar de tine, cât de penibil ai devenit. În curând o să te dea afară din casă. Da, o să am eu grijă de tine. Stai, păstrează distanța. Vrei să stric pe mama cumva? Nu e problema. Mama! Până la urmă asta de mască, toată casa o să afle ce impostoare ești tu. Până atunci să nu cumva să splesnească vreo venă la cap și să mor. Doamne ferește, nu ne dorim așa ceva. Daniel a avut sadica plăcere să-și anunțe personal soția că tocmai a scăpat din închisoare și că arde de nerăbdare să o vadă. Mă, psihopatul, am înțeles că ai evadat, dar stai liniștit că nu o să stai tu mult în libertate. Ai auzit foarte bine, iubita mea. Și ce crezi? O să stau mult și bine alături de scumpa mea soție. Dă-mi. Mă, puștule, mă, băiatule, psihopatule, pe mine nu mă sperii, mă. Înțelegi? Nu mă sperii. Nu, auziți și pe Sorinel? Bă, frate, am impresia că tu ai început să te sperii. Mai ales că eu l-am pătat și mă pregătesc să-l execul cât de curând. Mă, dementule, băi, dacă te atinge tatăl meu, băi, jur că nu mai scap viu, mă. Vai, vai, ce m-am speriat, Sorine. Fii atent cum facem. Anunț totul pe la Luca să-și facă bagajele și tu cumpără un coșiu pentru tactul. Da, mă. Ei l-au luat. Da, el ai, Ian, el ai. Păi cum dă, mă, dă? Bă, tu ești conștient că trebuie să luăm de acolo neapărat cu orice preț? Păi, Ian. Da, Taure, da. Știu că trebuie să-l luăm, dar nu știu unde e, nu știu unde e. Am fost și eu în locul ăla, dar nu știu cum să ajungem. Bă, știu... Deoarece am fost legat la ochi, nu știu cum să ajungem acolo. Bă, Sorine, nu ți-aduci o idee, o ceva, aminte, nimic? Trebuie să-l luăm de acolo, Sorine, tu-ți dai seama ce se întâmplă. Da, Taure, mă gândesc. Mă gândesc cum să facem să-l luăm de acolo. Ascultă-mă un pic, Raluca. Nu o să ieși din casă, sub nicio formă. Nu o să ieși nici măcar pe geam. Nimic, absolut nimic. Eu o să plec cu Taurul, iar în câteva ore ne vom întoarce. Nu, Sorin, nu. E periculos să te bagi în treaba asta. Te rog frumos. Raluca, te rog frumos, ascultă-mă. E vorba de viața tatălui meu. N-am cum să stau deoparte. Nu, nu ai cum să stai deoparte, dar putem găsi alte metode. Mai bine mergem la poliție, discutăm și cu Coman, poate are el o soluție. Nu înțelegi. Tu nu înțelegi că oamenii ăștia, dacă află că am anunțat poliția, le execută pe loc? E vorba de tatăl meu. Ascultă-mă, în felul următor. Tu o să stai în casă. Nu o să, dacă ciocăre cineva asta, dar nu vreau să te pierd. Nu o să mă pierzi, o să mă întorc. Crede-mă că o să mă întorc, da? Mă duc cu Taurul, aflu unde și să mă întorc, da? Să ai grijă de tine. Stai în casă, nu scoți o vorbă, da? Hai, Taure, să mergem. În timp ce Aristotela e plecată, Radu îi scotocește acesteia prin lucruri. Cu siguranță nu pentru a se familiariza cu casa viitoarei soții. Unde e Stoniu ăla? Haide, dă-mi un semn, arată-mi calea, fă ceva! Ce faci, Răducule, pe acolo? Uite, căutam ceva de mâncare. Am înțeles. Uite, stăteam așa și mă gândeam eu... De ce stai tu cu Aristotela aia? E super bună, o iubesc la nebunie! Ai, mă, Radu, mă, chiar așa? Păi știam că tu ai alte standarde. La un moment dat te-ai simțit atras chiar de mine. Da, aveam și eu gusturi, dar ce să faci, asta e viața. Ia zi-mi tu mie, Estoniu ăla ce mai face puișorule? Băi, nici n-am auzit, frate, nici nu știu ce înseamnă Estoniu. A, nu știu ce înseamnă Estoniu, nici nu.
Nu știu. Enigma. Eu cred că tu minți, pentru că știu sigur că e la tine. Nu e la mine. Uite ce îți propun eu ție. Hai să încercăm să devenim parteneri de afaceri. Partener sexual aș putea. Nu. Partener de afaceri aș vrea. Nu, afaceri faci cu Iani. Vai de mine, nu! Cu Iani nu fac nicio afacere. Băiatul ăla a fost așa ca un mic ciot de care m-am împiedicat în drumul meu pentru a-l păcăli să-mi ia niște bănuți. Dar cu el afaceri nu fac. În schimb, tu știi că eu pentru tine am avut o slăbiciune întotdeauna și ai fost bebeța mea. Da? Da. Păi atunci, astea sunt niște discuții inutile. Ce-ar fi să mergem noi într-un dormitor și să continuăm toată treaba? Exact, pentru că Aristotela nu e acasă, mai bine mergem în camera. Ce faci, soțiorul meu scump, aici? Ce cauți în aceeași încăpere cu trupița asta? Iubita mea, stăm în aceeași casă, ce vrei să fac? Auzi, tu cumva ești geloasă, dar eu să știi că am ochii doar pentru tine. Așa să fie, pentru că altfel ți-i scot eu pe amândoi și îți văr și substanța aia la ghiuvetă, da? Substanță? Da! Capone mai are mult până să ajungă la Roxana. A decis că, între timp, să-și ajute fratele evadat. Bă, ce s-a făcut cu evadarea asta? Hai mă, că nu stăm acum la discuții. Lasă-mă pe mine, frate, să conduc. Hai, să ducem. Dani, ce ți-a venit cu evadarea asta, mă? Am auzit că s-a făcut rost de suficiente stornuri pentru operații. Băi, tu chiar vorbești serios? Chiar vrei să schimbi fățișarea? De ce nu, Capone? Eu zic că o să fie foarte interesantă toată povestea asta. Bine, dar să știi că n-am cum să te duc la unitatea acolo. Trebuie să mă duc să o găsesc pe Roxana. De ce să nu fac Roxana? A răpit o mădălină și s-a rătăcit prin pădure. Băi, ești nebun? Cum așa? De ce nu lași frate pe mâna lui să ocupe ăla de aia? Cum să o las, mă, să se ocupe? Ce? Bă, frate, scăpăm și noi de aia. Nu-i mai papă banii lui tata, nu-i mai moștenește averea. E totul cum trebuie. Eu cred că tu glumești, nu? Băi, e soția tatălui nostru, mă. Mamă, cât suflet pui, mă, tu toată, în toată treaba asta. Te tachinezi, frate. Dani, nu e momentul de tachinare acum. Ba da, frate, și de ce? Că țineți că îmi place de Roxana asta, am văzut. Treaba asta de unde ai mai scos-o? Ai, Capone, că e evident. Singurul care nu-și dă seama de toată treaba asta e tata. Se vede de la o poștă că-ți place de ea. Păi încetează-mă cu tâmpenile astea, că nu-mi place de ea. E soția, tata și atât. Ce ai? Bine, Capone, cum zici tu, frate. Anda tocmai a auzit un cuvânt magic care valorează milioane. Ce substanță, doamna Aristotela? Tu să taci, fetiță, că nu vorbesc cu tine. Eu vorbeam cu viitorul meu soț. Viitoarea mea, soție, nu trebuie să te impacientezi atât. Înțelegi? N-ai de ce să-ți faci griji pentru mine sau să fii geloasă. Nu aduți aminte că eu sunt virgin. Da? Serios? Da. Eh, asta vreau să știu. Am vrut să te avertizez așa. Uite ce ți-am luat eu ție. Mie mi l-ai luat? Da, ți-am luat un buchet de flori frumoase. Iar după nuntă o să-ți dau un munte de flori. Vai, ce drăguț. Da, eu acum mă duc să mă schimb. A, da? Da. Sigur, du-te, abia aștept să te văd schimbată. Iubitul meu, în ceva sexy așa sexy pentru tine. Și ai grijă. Da. În ceva sexy, așa provocator pentru tine, nu? Te-am prins! De-aia stai tu cu Aristotela, pentru că ea are stoniu. Nu e adevărat! Nu minți! Am auzit-o clar când a spus despre substanță. Crezi că eu sunt proastă și nu dau seama că substanța aia e stoniu, Radule? Nu, este ulei. Ulei de corp pentru masaj. Minți! Și dacă mă mai minți o singură dată și nu recunoști, știi ce o să fac? Fii atent! O să mă duc la Tauru și o să-i spun clar că Estoniu e la maică sa. Dar nu e adevărat, deci Estoniu chiar nu e la ea. Mai neagă o dată și am plecat. Nu. Partener de afaceri? Partener de afaceri, dar și de... De? De pat. Bine, Radu, cum zici tu, dar doar de afaceri. Și îmi place așa mult de mâna asta ta. Vreau să mai văd încă o dată jos la bar să discutăm despre afaceri. Da? Mhm.
Hai că aștept să fie. Daniel vrea să scape de Roxana pentru a deveni moștenitor direct al lui Damian. Încercând să-și ascundă sentimentele, Capone i-a respins acestuia planul diabolic. Tu zici să ne despărțim, frate, că sunt mai multe șanse să o găsim. Bine, mă, hai, eu în partea asta și du-te în partea aia. Da. Dacă o găsești cu înaintea ta, Capone, s-a zis cu ea, frate. Toată lumea o să dea vina pe Mădălin. E ocazia perfectă să scape. Roxana, unde ești, Roxana? Opa! Roxanica! Nu mi-am propus să scap așa repede de tine. Dacă tot am ocazia... Adio, draga mea! De-ndată ce s-a convins că tatăl său este sechestrat de oamenii lui Damian, Sorin a pus la cale un plan de urgență. Băi, Sorine, băi, tu vezi ce e aici, mă? Băi, e o fortăreață aici, mă? E plin numai de oameni. Cum crezi că o să intrăm noi aici? Da, taure, mă gândesc. Am o alternativă. Fii atent, ascultă-mă un pic. O să intru acolo, iar ei mă vor prinde și mă vor duce exact unde este Iani. Normal, ca o cameră, au ceva unde te țin, nu? Bă, Sorine, te auzi ce vorbești, cum o să te duci tu acolo? Bă, încercă să nu mai țipi, ascultă-mă, Sorine, până la capăt. Bă, ascultă-mă până la capăt. O să am telefonul la mine, îl am deschis. Iar tu mă vei... Ascultă-mă! Dă loc cu Anzis. Băi, lasă-mă un pic să-ți explic. O să monitorez prin GPS, bă, mă asculti, și după aia te vei la poliție. Nu înainte, că este riscant, da? Dă-mi telefonul, te rog. Hai. Bă, Sorine, te duci nicăieri, frate, ce l-ai auzit? Nu te duci nicăieri, mă duc eu și gata, am zis stop. Taure, e vorba de viața tatălui meu în joc. Dă-mi telefonul. E vorba de viața tatălui tău în joc, hă? Bă, dar Iani, ce-i pentru mine, mă? Bă, Iani, ca și fratele meu, la fel și tu. Sorine, eu ce pierd? Eu n-am ce să pierd, Sorine, ascultă-mă. Eu v-am decât pe voi doi și atât. Tu ai iubită, Sorine. Ai un viitor în față. Ai Iani, care eu ce să pierd, Sorine? Am înțeles. Te înțeleg perfect. Dar crede-mă că tata este important pentru mine și nu merită să risc, nu merită să greșim. Înțelegi? Ascultă-mă, te vei la poliție. Sorine, ascultă-mă. Nu mă înțeleg cu tine, bă, nene, bă. Ia telefonul, așa cum zic eu. Nu mai țipa. Ia telefonul. Și o să primești apel de la mine. Stai așa, stai un pic. Taure, fii atent. Da? Să fii atent, te rog. O să primești apel de la mine. Daniel e pe cale să curme viața unei ființe care nu i-a făcut niciun rău. Cam mare distanță. Dar nu pot să risc să mă apropii. Doamne, Roxana! Roxana! Mă, Capone! Ai auzit, mă, și tu în ghișotul? Da, mă. Probabil e Mădălin, frate. Doamne, sper să fie bine, Roxana. Ia-o-te în partea aia și mă pun colo. Bine, hai. Mă disper, bă, băiatule, bă, și că ești papagal. Tot depinde, Roxana. Roxana? Cred că are probleme. Roxana! Mădălin! Ce știi cu tine? Ce se întâmplă? Vino, te rog. Este un individ care mă urmărește și vrea să mă împuște. Poftim? Planul lui Tauru e să se lase prins de oamenii lui Damian pentru a ajunge la Iani. A, noroc, nu te supărai și tu cumva o țigare? Dă-i mă drumul de aici. De ce, frate, te-am și o țigare? Hai să-mi dai și mie. Băi, frate, ți-am spus de drumul de aici. Poți să intru un pic? Vreau să vrăjeam de drumul de aici. Dar de ce vorbești, frate, așa? Bă, dă-i drumul de aici, că zbor căi, ai înțeles? Stai acolo. Deschide ușa. Nu deschid, bă, nici mă.
Ce stă stăm? Ce stă stăm? Bă, dacă te-ai mișcat un centimetru, zbor creier, ai auzit? Bă, ai auzit? Așa să stai. Așa bă, să stai. Tu nu știi cu cine te pui, mă. Bă, taci, n-auzi. Întoarce-te, mă. Lasă-l jos. Los. Hai, mișcă. Mâini la ceafă. Stai jos. Hai să legăm, să ducem la depozit. Ia zi, bă, băiețică, cine-i șmecher acum? Zi, mă! Ha? Zi! Hai să legăm. Tai cu minte! Opa! Glonțul ucigaș a ocolit-o, dar viața ei e încă în pericol. Dar tu ce faci aici? Eu eram în mașină și te-am văzut alergând și m-am gândit că ai probleme. Te rog frumos, spune-mi, cine te aleargă, cine vrea să te împuște? Nu știu, este un individ mascat, are o mască pe față și încerca să mă împuște. Te rog eu frumos, totul o să-ți fie bine. Nu scoate niciun sunet, rog frumos. Dar nu pot să stau aici. Doctor, stai jos! De data asta nu mai ratez. Rămâi spatele meu. Nu! Nu iar! Mădălin, ești împușcat! Sunt bine, Roxana. Pentru că ești bine. Te rog, rezistă, Mădălin. O să vină ajutoare. Mădălin, rezistă, te rog. Te iubesc mult. Roxana, și te iubesc. Radu și-a dorit să acționeze singur, dar s-a trezit cu un partener din oficiu. Ce faci, Radu? Te-ai împiedicat cumva pe drum înainte să fii aici de-a interziat atâta? Uite, și tu nu mai am nici pic de suc și nici bani să-mi iau suc, nu am. Tu crezi că e ușor să scap de baba Cloanța? Vai, de îndată plângi acum? Dar când o să fii căsătorit cu ea, cum o să mai scap tu puișor? Să crezi tu că o să mă căsătoresc cu ea. Dar crezi tu cumva că în două zile pui mâna pe Estoniu? Așa ușor? Dacă nu pun mâna pe el, asta e varianta căsătoriei, nu iau în calcul. Nu! Dacă e nevoie, te căsătorești cu ea, ai înțeles? Nu faci mutre acum când suntem atât de aproape. Nu. Și eu îți promit ceva, te căsătorești cu ea, așa. Într-adevăr. O să faci un mic sacrificiu noaptea, să te duci la ea, să-i spui vorbe dulci, poate faci și dragoste, dar asta e, merită. Pentru că a doua zi eu voi fi lângă tine și o să-ți ofer toată dragostea mea. După o noapte de dragoste cu ea, o să-mi revin numai cu șocuri. Sau cu Anduța, care o să aibă grijă de mariajul tău, până o să pui mâna pe Estoniu, bineînțeles, și apoi o să fim bogați. Păi atunci, dacă faci tu atât de multe fapte bune, mă oblig să fac și eu o faptă bună. O să-ți dau 5% din afacerea mea. Mai repede. O să-ți dau 5% din afacerea mea. Nu. Cred că ai vrut să zici și ai omis ceva. Vreau, Anduța, să-ți dau 5-10% din afacerea noastră. Bine, vreau, Anduța, să-ți ofer 5% din afacerea mea. Nu. Uite, pentru că eu sunt un om bun, cu o inimă largă, îți propun următorul lucru. Da. Tu îmi dai mie 50% din afacerea noastră și eu nu mă duc la ea nici la Taurus să te părăsc. Cum ți se pare asta? Dar parcă tu nu mai erai de partea lor. Dar nu sunt de partea lor, neam, să nu-i văd. Deloc, neam de neamul meu, nu vreau să văd. Însă trebuie să fiu și o fidelizată. Da? Da? Păi hai să zicem că o să mă gândesc la un 50% dacă începem fidelizarea de acum. Vino.
Radu! Radu! Ce cauți, mă, aici, nenorocitule? Ce căutați voi doi aici? Daniel a ratat, dar el a adăpost de orice bănuială. Capone! Ți-mă! Au venit gaborii să ștergem repede aici. Daniel, nu plec de aici fără Roxana, mă, ce ai? Au găsit-o gaborii, bă, e bine, nu-ți mai foarte ai griji. Băi, eu vreau să o văd eu cu ochii mei că e bine. Bă, băiatule, mă disper. S-au auzit împușcături aici. Dacă te găsesc ăștia, o să ai mari belele. Trebuie să plecăm acum. Haide! Ajutor! Nu pot să cred. Cheamă repede o ambulanță. Madalin, ce s-a întâmplat? Ești bine? A încercat să mă-mi salveze viața și a fost împușcat. Dăm să aici. Văd. Din fericire, e o rană în zona umărului. Nu e grav, dar extrem de dureros. Își va reveni. La constituția lui se va recupera rapid. Ai auzit, Madalin? O să-ți revii în curând. Și eu o să-ți fiu recunoscătoare întotdeauna că mi-ai salvat viața. Ați avut mare noroc că am dat de voi. Urmăream un evadat când niște săteni ne-au spus că au auzit împușcături în pădure și am intervenit cât de repede am putut. Domnule Coman, sunteți persoana care întotdeauna e locul potrivit. Dacă nu găsește o explicație plauzibilă, Radu își poate lua adio de la Estonio. Ari, lasă-mă să-ți explic, te rog! Ce cauți aici, mă? Ce cauți cu turfința asta aici? Dragostea mea m-a urmărit. Nu pot să cred că tu n-ai încredere în mine și ai venit un special am făcut să văd și chiar tu m-ai urmărit? Da, mă, te-am urmărit. Și am văzut cât ați intrat amândoi aici. Păi, tocmai cu sărăcia asta mă înșel? Nu, suntem doar amici, atâta tot. Da, da, suntem doar amici, doamna Aristotela. Nu avem nimic de a face, nici nu-mi place de el. Nu e pe gustul meu deloc, e... Ce amici, mă? Ce amici? Păi tu mă iei de proastă. Păi uite-te în ochii mei, sunt proastă cumva? Crezi că eu nu-mi dau seama ce faci tu aici? Gata, s-a terminat relația noastră. Te părăsesc chiar în momentul ăsta. Și când ieși afară din bar, ți-am rupt capul, mă. Când ieși? Da, pentru că aici am mai bătut unul și mi-am luat amendă, așa că nu mai vreau. Deci, te aștept afară. Și să nu uit, s-a dus și cu substanța aia ta. Ți-o arunc pe toată, chiar acum. Ari, stai, 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 Ari. Dragostea mea, nu mă părăsi, te rog! Băi, Radule, ridică-te, că-ți dau un picior în dis de sar figurile din cap! Simt nevoia să-ți spun că există o explicație, să-ți spun adevărul! Ce adevăr, mă? Adevărul este că... Gato. Eu și Anda ne-am întâlnit ca să-ți facem un dar de nuntă! Serios? Da. Da, și, și este ceva special și este o surpriză. Și ce vrei să-mi faci cadou? Păi nu pot să spun pentru că este o surpriză, e secret. Vai de mine, iubițelul meu, și eu vreau să-ți rup capul și tu de fapt mă iubești atât de mult. Păi eu sunt aici doar pentru o combinație profesională cu Ana. Deci tu nu mă înșel cu sărăcia asta? Nu, nu. Treacă nu ceva prin cap. Iubirea mea, cât de mult mă iubești. Tu fă-mi nevinoză de ombrade, zgumbul meu. Nici nu știi cât de mult te iubesc. Să vă stă foarte bine împreună, să știți. Și, și de-abia aștept să joc la nunta voastră. Planul lui Tauru funcționează perfect deocamdată. Oamenii lui Damian îl vor duce acolo unde se află Iani. În câteva minute să ajungem la prietenul tău, Iani. Vă executăm împreună. Uite, vezi, funcționează. Vezi, uite, se mișcă și o să ne ducă exact la depozit. Nu, Sorin, eu nu cred că e atât de simplu, sincer îți zic. Sigur au ei niște măsuri de protecție ceva. Ce? De ce a dispărut? Iată, uite ce inventiv, stai cu minte. Ai lăsat telefonul deschis cu GPS, a? Avem un dispozitiv care broiază toate căcăturile astea, așa că tot degeaba. Alo! Băi, zvați că am luat țeapă. În câteva minute prietenul vostru o să fie mort.
Ce s-a întâmplat? Ce spune? E numai vina mea. Numai vina mea. Capone și Damian încă nu știu ce s-a întâmplat cu Roxana și cu atât mai puțin bănuiesc cine a fost cel care a vrut de fapt să ia acesteia viața. Roxana? Sunt bine, Damian. Nu-ți face griji. Nici nu știi cât mă bucur să îți aud glasul. Spune-mi unde ești, că venim să te luăm. Sunt la poliție. Pentru niște declarații. O să ajung în curând acasă. Iubito, cel care te-a răpit e terminat. Am să-l distrug. Îți promit chestia asta, îți promit. Trebuie să închid. Ne auzim acasă. Madalina este într-o stare foarte bună. Are doar o rană superficială la umăr. O să mai stea o noapte pe aici, dar mâine cu siguranță va merge acasă. Super bine că aud asta. Poți să intru la el? Sigur. Pe mine mă scuzi. Va trebui să merg la familia lui. Îți mulțumesc că ai venit să mă vizitezi. Normal că am venit să te văd, Mădălin. Tu ești omul care mi-a salvat viața. Roxana, dacă aș fi fost pus în situația asta încă de 10 ori după, aș fi făcut același lucru, cu mare drag. Știi de ce? De ce? Pentru că te iubesc. Mădălin, dacă mă iubești, atunci de ce ai plecat de la mănăstire cu mașina? Roxana, e o situație complicată și aș vrea să ți-o povestesc cu lux de amănunte, dar nu acum. Este vorba despre iubita ta, nu? Da, este vorba de... Acum las-o pe ea. Gândește-te, rog frumos, care erau șansele ca noi doi să ne fi întâlnit în pădure? Într-adevăr, și eu m-am gândit la asta. Oriunde merg, oriunde mă duc, te întâlnesc pe tine. Roxana, ăsta este destinul. Ar fi ca să ne dăm o șansă. Nu știu. O să mai vedem asta, Madalin. Iar mă grăbesc. Și nu e bine. Iartă-mă, te rog. Eu trebuie să plec acum, din păcate. Iar tu va trebui să te odihnești. Îți promit că o să-mi revin și am să-ți povestesc totul cu lux de munte ca să poți să înțelegi. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce ai făcut pentru mine. Nu-i nevoie. Iartă-mă, Iulia. Iartă-mă că am ajuns să iubesc o persoană atât de mult cum n-am iubit pe nimeni în întreaga mea viață. Convins că Mădălin i-a răpit soția, Damian nici nu-și închipuie că acesta, de fapt, i-a salvat viața Roxanei. Îl vreau pe Mădălin îngropat cât mai repede. Tată, dacă află Iulia despre asta, iar o să fugă de la arabi. Păi nu o să afle. Auzi, dar asta ce e? O scrisoare de la tatăl meu, am găsit-o când făceam ordine. Și poți să o citesc? Citește-o, dar acum vorbeam despre Mădălin. Înțelegi? Și de faptul că vreau. Alo, da? Tată, sunt eu, Iulia. Iulia, ce faci, scumpa mea? Ai ajuns? Da, am ajuns. Și cum te simți? Sunt ok, vreau să vorbesc ceva cu tine. Spune-mi, draga mea. Tată, de azi înainte voi vorbi în fiecare zi la telefon cu familia lui Mădălin. Și dacă aflu că el sau membrii familiei lui au pățit ceva, voi pleca de aici în secunda următoare. Mă nenorocită, iar mă șantajezi? Tată, acum trebuie să închid, să sun pe doamna Valeria să văd dacă sunt bine toți. Pa! Nenorocită. Tată, este așa. În scrisoarea asta, bunicul scrie că mai e un frate pe care trebuie să-l găsim. Da, Cătălin, știu, este o scrisoare pe care mi-a scris-o înainte să moară. Dar nu-mi stă gândul ăsta acum.
Lasă-mă cu scrisori. Iani mai este încă în viață doar pentru că oamenii lui Damian cred că acesta știe unde este substanța de care au nevoie. Bine ai revenit printre noi. Bine te-am găsit, Simona. Asta e stonul pe care l-am găsit asupra lui. Perfect. E suficient pentru operația mea. Păi știi, chiar ai de gând să faci asta? Normal. O să-mi fac un chip foarte blând și o să fiu mai dus. Asta ce-i cu ea? E o poză pe care am găsit-o tot asupra lui. Păi recunosc poza asta. Aveți toată una la fel. Cum așa? Cine e în poza? E bunicul meu. Păi ce caută poza cu bunicul tău asupra lui? De unde știi că Simona mă întreb pe mine? Eu te întreb pe tine, tu mă întreb pe mine? Da, află. Băi! De unde e poza asta? Băi, nu e treaba ta! Băi! Te mai întreb o dată, de unde ai poza asta? În fotografia aia este tatăl meu. Alo, Pușurică, lasă-mă miștourile. Te-am întrebat de unde e poza asta. Băi, gură, Dragovid! În ce limba vrei să spun? În chineză? În arabă? În japoneză? E tatăl meu! Pare destul de sincer, om. Asta înseamnă că Iani e frate cu Damian. Nu mă interesează detaliile astea. Chiar dacă e minte, chiar dacă zice adevărul, trebuie să moară. N-am nevoie de alți patrânători la moștenire. Paie rău, umflățică. Te-am judecat, ești condamnat la moarte. Cap de miel, dacă scânt în cântecel, mă lași să trăiesc? Băi, ție țeală de Caterincă! Ești condamnat la moarte, ai auzit? Trebuie să dispari. Și ce trebuie să-ți mulțumesc? Hai, du-te. Nu vrei să căutăm și restul estonului? Lasă că restul estonului să-l găsim de la prietenii lui. Ăsta trebuie să dispară. Să-l săltăm pe Mădălin, să facem o copie cât mai repede și nimeni nu o să-și dea seama, nu? Da, ți-am făcut ciorbița! Problema e că nu mai scap odată de tâmpitul ăsta de Mircea. Cred că începe să se prindă și mă enervează. Și sărmăluțe! Mulțumesc! Nu, am venit ca să văd ce pui la cale, nenorocito! Uite! Și ardei umplut și fripturică la cuptor de purcel! Uite, aici am înregistrat-o când spunea că vrea să ne facă rău la toți. Și clătite? Da! Ce vrei să-ți mai gătesc pentru disare, iubire?